Bună, dragilor! Am pregătit pentru voi încă o prăjitură deosebită, cu o cremă delicioasă de iaurt și ciocolată albă, îmbogățită cu un jeleu de căpșuni parfumați. Adăugăm o glazură și un blat bufos, astfel obținem un desert fantastic. Atât de bun încât sunt sigură că o să fie pe lista prăjiturilor voastre preferate. Haideți să privim modul preparării. Începem, bineînțeles, cu blatul. Avem nevoie de următoarele ingrediente și o tavă de 18 pe 28 cm. Am separat albușurile de gălbenușuri, adaug praful de sare în albușuri și mixez până obțin o spumă mai lejeră. Încep să adaug zahărul treptat și mai mixez în continuare până voi obține o pezea mai fermă. Cam așa. Oprim mixerul, adăugăm gălbenușurile și amestec de aici încolo cu un tel. De jos în sus. Până se omogenizează foarte bine. Adaug făina trecută prin sită, tot așa treptată, da? puțin amestecăm de sus în jos, Continuăm până terminăm toată făina, pe urmă, praful de cacao. Și continui să amestec la fel, de jos în sus. Cam așa arată. Este timpul să adaug laptele. Pe urmă, untul care a fost topit. Esența de vanilie și continui să amestec. La sfârșit, Folosesc o spatulă să fiu sigură că toate ingredientele s-au omogenizat. Transfer toată compoziția în tava tapetată cu hârtie de copt, nivelez suprafața acesteia și introduc tava în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru 20 de minute sau până când trece testul scobitorii. Las blatul complet la răcit Apoi când ajunge la temperatura camerei, nivelez suprafața acesteia tăind excesul. Pregătit pentru următorul pas. Îl introduc în tavă și îl dăm deoparte. Continui cu geleul de căpșuni. Folosesc căpșuni proaspete de data aceasta, însă puteți folosi și congelați. Hidratez gelatina cu apă rece, amestec și las în repaus 10 minute aproximativ. Adaug zahărul peste căpșuni și voi pune pe foc mic doar până se va topi zahărul și se vor înmuia puțin fructele. Blendez toată compoziția fierbinte. Obținem acest delicios sos de căpșuni. Îl voi lăsa 5 minute să se mai răcorească. După 5 minute am topit gelatina în cuptorul cu microunde, maxim 10 secunde și o amestec în compoziția caldă. În stadiul acesta voi lăsa geleul deoparte și voi continua cu crema delicioasă de iaurt și ciocolată albă. Avem nevoie de următoarele ingrediente. prin în a hidrata gelatina cu apă rece. Amestec și las în repaus 10 minute. Torn frișca fierbinte peste ciocolata albă mărunțită și amestec până se topește. Cam așa. O las 5 minute aproximativ în repaus să se mai răcorească, apoi adaug gelatina care a fost topită în cuptorul cu microunde, maxim 10 secunde, și amestecăm pentru omogenizare. Acesta este iaurtul pe care îl folosesc, este un iaurt grecesc. Important este să fie și la temperatura camerei, da, să nu fie un șoc termic, rece cu cald. Amestec până se omogenizează. Adaug frișca care a fost puțin mixată anterior. Amestec încă puțin. Și trec tot musul prin sită. Astfel obținem o cremă foarte fină. Și atât de bună! Trebuie să încercați. Să vedeți. O să vă placă maxim. Împart musul în două boluri egale, aproximativ, bineînțeles. Îmi siropez blatul cu sirop vanilat. însă puteți folosi orice aromă doriți. Important este să fie în siropat, că este un blat bufos. Adaug un bol, da, deci compoziția dintr-un bol, pe toată suprafața și las în congelator 20 de minute. După 20 de minute, torn jeleul de căpșuni peste musul ferm, da, atenție să fie ferm. Introducem tava în congelator încă 20 de minute celălalt bol în care a rămas voi introduce 40 de grame de fulgi de ciocolată. Este opțional, însă o să îi confere un gust aparte. Jeleul este ferm, da? Deci, după cele 20 de minute aproximativ de stat în congelator. Astfel punem și crema din al doilea bol, da? Deci crema cu fulgi de ciocolată. Întind bine pe toată suprafața, apoi introduc tava în congelator pentru încă o oră pregătim glazura. Avem nevoie de următoarele ingrediente. Încep prin a hidrata gelatina cu apă rece, amestec și las în repaus 10 minute, aproximativ. În lapte voi adăuga zahărul, praful de cacao și amestec puțin pentru omogenizare. Acest amestec îl voi pune pe foc mic până va da în clocot. Când va da în clocot, dăm focul pe minim și mai lăsăm doar un minut. Este gata! Adaug esența de vanilie, apoi untul. Untul este la temperatura camerei. Amestec să se topească foarte bine. În glazura deja formată, da, continuăm să amestecăm. Cam așa arată. O trec prin sită. Astfel mă asigur că voi avea o glazură destul de fină. Și o voi lăsa puțin să se mai răcorească. Cam 5 minute aproximativ sunt suficiente. După 5 minute am topit gelatina în cuptorul cu microunde maxim 5-6 secunde și o amestec în glazura. Torn toată glazura astfel obținută pe prăjitură și o voi lăsa la frigider peste noapte. A doua zi am tăiat extremitățile prăjiturii. Mă folosesc de lama unui cuțit lung ținută în apă fierbinte câteva secunde. O șterg de fiecare dată și voi tăia astfel obținând aceste laturi curate. Acum o voi tăia în bucățele. Dar puteți, bineînțeles, să o tăiați exact cum vă doriți. Se taie extrem de ușor și simplu. Prăjitura noastră este gata de a ne delecta simțurile. Vă pot spune că acest desert va cuceri atât prin eleganță, finețe, cremozitate, dar mai ales prin gustul său irezistibil, perfect echilibrat. Iar acum la sfârșit, dragilor, nu uitați să vă abonați pe acest canal pentru a putea vedea cele mai bune și mai noi inspirații cu pasiune și savoare. ai bine! Pa, pa!